La Biserica Sfântul Nicolae din municipiul Vaslui a fost adusă ieri de la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța racla cu un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. La sosire, delegația ce a însoțit Sfintele Moaște a fost întâmpinată de numeroși clerici și credincioși, împreună cu preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor. Sfântul Pantelimon se bucură de o mare evlavie în popor. El este chemat în rugăciune, mai ales de cei aflați în suferință trupești. Spre bucuria credincioșilor din Episcopia Hușilor, racla cu un fragment din moaștele Marelui Mucenic, aflată în patrimoniul sacru al Catedralei Arhiepiscopare din Constanța, a fost adusă la Biserica Sfântul Nicolae din Vaslui. Sfintele moaște au fost primite în sunetul clopotelor de preasfințitul părinte Ignatie. După ce racla a fost dusă în lăcașul de cult, ierarhul a oficiat slujba catistului Sfântului Mare Mucenic, care a reliefat că prin viața lor, martirii au imitat iubirea lui Hristos de pe cruce. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon și toți mucenicii lui Hristos sunt cei care, de fapt, prin viața lor, prin martirajul lor, ei nu fac altceva decât să reediteze la nivelul lor personal modul cum Hristos ne-a iubit pe cruce. Sfântul Pantelimon s-a rugat și el pentru vrăjmașii săi. I-a cerut lui Dumnezeu îndurare și milă față de cei care îl chinuiau și îl bat jocoreau. Și a dat Duhul în mâinile Domnului, nerenunțând la credința creștină ceea ce i s-a cerut, să apostazieze. Să renunțe la dragostea Lui. Și pentru Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, dragostea față de Hristos era totul. N-avea cum să renunțe, dacă o, nu o luăm noi în mod logic, la totul. Cine dintre noi am renunța la totul în ceea ce ține de viața noastră, profund, intim, mai adânc de, de ființa noastră? Cine? Nimeni. Nu are această capacitate. Pentru Sfinții Mucenici, Hristos era totul. De aceea, Sfântul Nicolae Cabasila, spune atât de sugestiv și de frumos că martirii mergeau la moarte nu din curaj, ci din iubire. Iubirea era combustibilul, era energia care ajuta pe ei, pe martiri, să nu renunțe la credința în Hristos. Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon va rămâne la Biserica Sfântul Nicolae din Vaslui până în după miaza zilei de duminică 12 martie.